Zilele cetății făgărașului au adus în fața monumentului istoric în jur de 8.000 de oameni în fiecare seară. Dacă unii s-au distrat, au mâncat, au băut și apoi au plecat liniștiți acasă, au fost câțiva care, după încheierea spectacolelor, au avut chef de scandal. Însă acest lucru i-a costat mult, oamenii legile au aplicat amenzi usturătoare. De la sărbătoarea zilele cetății făgăraș nu au lipsit nici incidentele. Într-adevăr, nu au fost probleme grave, însă oamenii legii au aplicat câteva sancțiuni. În total au fost 16 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru comerț ilegal. Cei care au tulburat liniștea publică au fost în prima seară doi concubini care, după încheierea programului, au mai rămas la terase și s-au ospătat bine. Bineînțeles, pe fondul consumului de alcool au început să se certe și de acolo nu a mai fost decât un pas până la un adevărat scandal. Un incident similar a fost și în ultima seară a evenimentului. De această dată, trei tineri făgărășeni care nu au plecat acasă până nu s-au luat la bătaie. Oamenii legii au liniștit după ce le-au aplicat amenzi în valoare de 1000 de lei pentru fiecare protagonist al scandalului. Nu au fost probleme deosebite împreună cu celelalte structuri de menținere a ordinii și liniștii publici. Am acționat în perimetru de desfășurare a festivalului. Probleme deosebite nu au fost, totuși mă, anumite activități minore, privire la respectarea ordinii și liniștii publice, la activități de comerț, au fost aplicate de către agenții din cadrul Poliției Locale Făgăraș un număr de 16 sancțiuni contravenționale, cum vă spuneam, la respectarea ordinii și liniștii publice și la activități de comerț. În total, cei 16 polițiști locali prezenți la eveniment au aplicat 16 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 4.000 de lei.